Mai mulți membri ai celor două familii implicate în scandal au fost duși la poliția din Baia Mare pentru declarații. Au fost efectuate cercetări și la domiciliile acestora. Când ne-am dus noi aseară să vedem, o sărit cu mașina să ne omoare cu mașina. Și alea, de la cât timp vă cer taxa asta de 500 de euro? De la cât eu cerut, pe ea s-a de vreo 2 săptămâni cerut, dar copilul n-a avut să-i le dee. Și dacă n-a avut să-i le dee... Vă e frică de ei? Dar sigur că ne frică, pentru că ea închide ușa cu lăcată. Până acum nu a fost depusă nicio plângere, însă polițiștii au deschis un dosar penal pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și pentru distrugere. Vinovații riscă de la 3 luni la 2 ani de închisoare.